Dragi prieteni, suntem în munții Bistriței, pe vârful Grințieș, vârf care domină Valea Bistriței Aurii în dreptul localităților Holda, Holdița și Broșteni. Și vreau să vă arăt perspectivele de pe acest vârf. Iată, aici este o cruce metalică. Iar spre nord se vede Giumalăul, Bogolinul, Pietrosul Bistriței, vârful Barnaru, vârfurile ascuțite care se văd acolo în fundal, peste apa Bistriței Aurii se văd Pietrele Doamne și vârful Rarău, 1651 de metri, după aceea Gorgea Munților spre sud și trece treptat înspre munții Stânișoarei, se vede acolo în fundal vârful Bivolu, 1530 de metri. Ahoi! Către sud zărim Ceahlăul, se vede Toaca, se vede Panaghia, se vede Ocolașul Mare. Revenind în munții Bistriței, în fața noastră se află culmea Budacului, cu vârful Budacul cel mai înalt, 1859 de metri. Către vest se vede caldera Călimanilor, cu sectorul Rețitiș, Călimanul Cerbului și Iezerul Călimanului. Un sector înalt la peste 2000 de metri altitudine. Așadar, de pe vârful Grințieș, cam acestea sunt perspectivele asupra peisajului. Ahoi tuturor!